Mihai Fernando Butnariu are 16 ani și a plecat din complexul de servicii Familia Mea în cursul zilei de luni, fără să se mai întoarcă. Acum polițiștii îl caută pe adolescent. În primul rând, tânărul care în noiembrie va împlini 17 ani a plecat fără permisiune din centru și a fost anunțată poliția că așa sunt procedurile noastre. După ce poliția a mediatizat cazul, băiatul a sunat în centru și a spus că este bine, că e la muncă și că va reveni curând. Și a refuzat să spună unde se află. Nu este prima oară când face așa ceva. El a mai plecat și altă dată fără permisiune, fiind de fiecare dată anunțată poliția. Orice plecare, fără bilet de voie, fără acceptul coordonatorului sau a șefului de centru, este semnalată poliția. Băiatul nu este la prima abatere de acest gen. Angajații centrului încearcă să combată astfel de situații prin consiliere psihologică. Cu siguranță se încearcă să se păstreze legătura, să îl încurajeze să povestească unde a fost. El spune că își dorește să fie liber, să nu mai aibă niciun fel de reguli și să muncească. Pleacă fără bilet de voie. Știți, copiii nu stau la închisoare. Copiii pot pleca ca din familie cu un bilet de voie. În momentul în care ei nu spun unde pleacă și nu au acest bilet de voie, atunci se consideră că este fugit din centru. La Roman este un centru de tip familial. Ei locuiesc în apartamente și sunt obligați să anunțe instructorul de educație care își supraveghează în momentul respectiv. Situația ar deveni mai complicată dacă un adolescent plecat dintr-un astfel de centru ar păți ceva tragic sau ar fi implicat în activități infracționale. Dacă el pățește ceva în perioada aceasta, cine va fi tras la răspundere? Din păcate, va fi tras la răspundere, nu știu, personalul, oricine este vinovat de așa ceva. Și tocmai din acest motiv se anunță poliția pentru a fi respectate și toate procedurile și pentru a face demersuri ca să-l aducă în centru. Colegii noștri din centre întâi îi caută la rude, în centre, în familie, acolo unde știu că ar putea să meargă. Și abia ulterior se anunță poliția, adică nu din primul moment se anunță. Tânărul este înalt de 1,77 m, are 62 de kilograme, ochii verzi, albăstrui și păr negru. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni lungi tip blugi, model camuflaj, tricou negru cu imprimeu alb și era încălțat cu Adidas negri. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea persoanei căutate este rugată să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.